Izvoare duhovnicești. Patericul atonit. Capitolul 2. Despre puritatea și curăția simțurilor și a inimii. Înțeleptul părinte Ioachim de la Sfânta Ana Ceraca, un frate al părintelui nostru, a spus: oricine dorește să fie curat, să fie atent, exigent, să se îngrijească pe sine, nici măcar să nu-și țină mâinile împreunate. La întâlniri ar trebui să fie atent la felul cum vorbește și cum privește în jur, să evite contactele cu oamenii frumoși și orice altceva ce ar putea să-i provoace o cădere din feciorie și din curăția vieții. Pentru părintele nostru contemporan, Iosif Isihastul, lupta împotriva ispitelor trupești a fost grea. Acest război a durat 8 ani, care este îndelungat pentru o persoană care a rămas curată de toate păcatele trupești din copilărie. El spunea că de fiecare dată când ajungea la limita puterilor în ispită, o lua de la capăt după ce era întărit de harul lui Dumnezeu. Dar pentru el, pe măsură ce timpul trecea, războiul se intensifica la nesfârșit. În același timp, eu nu am renunțat la metodele mele de apărare, care constau din privegherea de toate noaptea și bătaia. Am plâns, am suspinat și m-am rugat către Maica Domnului. Lupta a încetenit o vreme, așa că am putut să-mi trag răsuflarea, iar apoi a luat-o de la capăt mai puternică decât la început. Trupul meu a devenit mai slab și mi-am pierdut puterea. Îmi găseam liniștea doar în rugăciuni și acesta a fost un semn mânghietor. Și am mobilizat toate metodele practice pentru un sfârșit victorios în luptă, cum ar fi nopții de priveghere, lipsuri, foame, sete, bătăi și lacrimi. A renunțat la patul său și dormea pe un taburet de lemn transformat în fotoliu pentru a-și odihni brațele. A făcut acest lucru pe toată durata războiului.